Marea sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos este întâmpinată la Orăștie așa cum se cuvine. Noul centru al orașului a căpătat o imagine și mai frumoasă, mai strălucitoare, decorat cu pasiune și cu bucurie de elevii mai multor școli. Sprijiniți de primăria care a cumpărat cele necesare, copiii au fost cei care au reușit să aducă spiritul sărbătorii în inima orașului. Decorațiunile, create cu migală și implicare, au fost expuse în zona centrală a orașului, aducând o notă festivă și creativă comunității. De apreciat este inițiativa administrației locale de a implica elevii în astfel de activități comunitare, care îi ajută să își dezvolte încrederea în sine și să își construiască un sentiment de apartenență și de mândrie față de comunitatea lor. Și în acest an, Primăria Municipiului Orăștie a alocat fonduri pentru aceste sărbători pascale. Am organizat, am făcut ca acest centru pe care l-am renovat și sperăm să finalizăm anul acesta lucrările. Arată minunat și l-am și împodobit cu aceste decorațiuni ornamentale pentru sărbătorile pascale. Mă bucur că am reușit să implicăm și copiii de la școli în aceste acțiuni. Am achiziționat aceste obiecte și copiii de la școli au, în cadrul unor ateliere, au reușit să le vopsească, să le aranjeze împreună cu profesorii lor. Nu vreau decât să le mulțumesc tuturor celor implicați pentru că au făcut din centrul municipiului Orăștie un oraș, un centru în care să vii cu plăcere și să-ți facă plăcere să petreci câteva ore.